Hei, bun venit la primul episod al canalului Iubesc Ceasurile. Eu sunt Alin, sunt cel care a creat grupul Iubesc Ceasurile pe Facebook. La momentul de față sunt 2200 de membri la sfârșitul lunii martie, acolo unde lumea își expune ce a cumpărat, ce vrea să-și cumpere. Mi-am luat asta, sunt ceasul ăsta e de la un bunic. Detalii despre mecanisme, detalii despre materiale care sunt confecționate ceasurile și așa mai departe. Și m-am gândit, de ce nu să încercăm și pe YouTube. E un canal nou, eu citesc sau vizionez, mă documentez de ceva ani în spate, mă uit pe YouTube la Hodinkee, Watchbox Reviews, Federico Tax Watches, John P, e o tipă mai nou în Germania, Jenny, și așa mai departe. Și am încercat să găsesc un canal în română. Nu există. Motiv pentru care ce am zis? Hai să o încercăm. Vreau să fac un canal unde vom discuta numai despre ceasuri. Nu intră în calcule, replici, fake-uri, nu discutăm despre așa ceva. Nu se pune problema. Suntem strict focusați pe ceasuri autentice. Așa cum eu iubesc ceasurile, bănuiesc că și voi, dacă sunteți abonați, dacă n-ați făcut-o încă, dați subscribe, like și puneți întrebări sau comentați exact ceea ce vreți voi să comentați. Vreau să facem și rubrici pentru întrebări și răspunsuri. Rubrica ce va fi afișată pe grupul Iubesc Ceasuri pe Facebook, unde vor fi împărtășite întrebările voastre și aici vom încerca să găsim răspunsurile. Eu, ca și voi, ca și oricine, facem greșeli. Nu sunt un perfecționist, nu am ajuns la un nivel la care să fiu atot cititorul, nu există nicio meserie, nu are așa ceva. Însă, experiența de vreo 10 ani din spate, cu ajutorul vostru, cu citit, vizionând, poate ajută și poate găsim răspunsurile corecte. Totodată, sunt ferm convins că printre voi sunt cei care nu știu nimic, nu au habar, nu sunt la început și vor să afle. Vor să afle orice, despre mărți consacrate sau despre microbrands, ca să spunem așa. Aici cred că putem dezvolta un canal care să ajute treaba asta. Sunt oameni care nu cunosc limbi străine, care nu știu engleză, care nu știu germană sau franceză sau nu știu, așa mai departe, și nu găsesc informații decât pici pe acolo pe Google. Motiv pentru care am deschis acest canal. Aș vrea să împart opinii cu cineva aici lângă mine, aș vrea să discutăm despre colecțiile care le aveți, aș vrea să vedem ce am putea schimba, aș vrea să discutăm despre știri, despre noile ceasuri care apar. Bine, în perioada asta, în martie 2020, cu virusul, când totul e blocat, nu se știe când vor apărea modelele noi, dar mă refer la, când spun nou, poate mă gândesc și la ceva nou pentru noi. Nu neapărat nou în industria de astăzi care a apărut. Informații care sunt vechi, dar care noi acum le descoperim. Sper din suflet să fie bine. Eu iubesc ceasurile. Astăzi port, așa se procedează, wrist check. Astăzi port un Seiko SKX Bezel Pepsi. Un ceas ce l-am luat de nou. Nu este un ceas foarte scump. Însă, e ceasul care nu-l voi vinde niciodată, are o valoare sentimentală pentru mine la cel mai înalt nivel. E unul din ceasurile care va sta cu mine toată viața. Mă gândeam să începem astăzi cu un subiect al tinerilor, al celor ce nu au avut habar de ceasuri și nu au fost interesați sub nicio formă de ceasuri. Și au intrat aici cu ajutorul Apple Watch. Da. Din punctul meu de vedere, Apple Watch este un fenomen care a ridicat industria ceasurilor. Indiferent
că sunt electronice, automatice, mecanice, solare și așa mai departe. De ce spun asta? Sunt puștani care ce-au zis, mamă, trend de Apple Watch, mami, tati, uite, are prietenul meu, vreau și eu, am aplicații, am pulsul, am și așa mai departe. Și au intrat aici. Ce au făcut? Și-au luat Apple Watch. Foarte mișto. Au început să apară teme, nu știu dacă ați văzut, cu Breitling, cu Rolex, cu Vacheron, cu Patek, tot felul de teme pentru Apple Watch. Și au zis puștarii, bă, dar ce e asta? Și au început ușor, ușor să uite, dar ce e un Patek, dar ce e un Rolex, dar ce e un Breitling? Și au început să-și dea seama că lumea ceasurilor nu stă în Apple Watch. De ce să încarc cu ceas zi de zi? Să-l pun seara la încărcat, să-l iau dimineața, că nu mai am baterie. S-au gândit să-și iau un alt ceas. Pornind de la ceasul cuarț, solare, mecanice, automate. Sunt puștani care au renunțat la Apple Watch pentru a-și lua un Casio de 50 de dolari. Da, un Casio care, din punctul meu de vedere, merită toți banii. Până la cei care aveau Apple Watch-ul cu diamante, din aur, să ajungă să-și ia ceasul de sute de mii de euro. Așa că cei care aveți ceva contra Apple Watch, eu zic să vă mai gândiți, pentru că, nu știu, a ajutat mult. A ajutat mult. Ce am văzut mai nou e un trend care nu cred că deranjează pe nimeni. E lume care poartă două ceasuri. Apple Watch-ul pentru informații, mail-uri, texte, mesaje și așa mai departe. Și bijuteria, ceasul care îl iubește. Am văzut câteva cazuri și cred că o să ia amploare. Cred că o să întâlnim destul de des situația asta. Poți să încerci și tu să-mi spui ce feedback-uri ai avut. Eu încă n-am încercat-o. Am avut Apple Watch, pentru că am fost curios, era normal. Era un lucru nou pentru toată lumea. Am jucat cu el un pic, nu știu, o lună, două. După care am renunțat la el și m-am întors la pasiunea ce o am în suflet de mulți ani. Pentru mine a început totul în 2010. Am început să simt așa o plăcere în a privi, a căuta informații despre ceasuri. Urmând ca în 2012 să-l întâlnesc pe Marius Stanciu, Mariusică, best friend. Cel care îl găsi și pe grupul Iubești Ceasuri, e moderator. Am plecat împreună într-o aventură în lumea ceasurilor, începând să cumpărăm tot felul de ceasuri ieftine, să ne interesăm, să vindem. Am avut la început o perioadă când am cumpărat ceasul de la Lidl. Ceasurile de îți măsurau activitatea cardiacă, mai exact. Aveau o bandă care o legai la piept, îți transmiteau activitatea pe ceas. Era ceva nou la vremea aia și le schimbam pe Mercador, cred că era atunci, nu știu dacă era OLX, nu cred. Pe Mercador nu le vindeam pentru că prețul lui de nou era undeva la 40 de lei, dar în schimb îl puneam la schimb cu un alt ceas. Am schimbat cu Timex-uri, cu Casio, Edifice, cu Festina, ceasuri de genul ăsta. Pentru că nu toți aveau posibilitatea să-și cumpere acest model de ceas pentru a merge la sală cu el. Lidl nu era ca acum în toate orașele. Erau puține magazine Lidl și poate unii erau la 10 de kilometri distanță și preferau să schimbe ceasurile care nu le foloseau la nimic. Pentru mine aveau o valoare. Cu aceste ceasuri fitness. Ușor, ușor am intrat mai mult, mai adânc și am început să citim și am început să ne cumpărăm Sertina, Tissot, Longines, ceasuri cu istorie, ceasuri bune, elvețiene. Tot făceam schimburi între noi, ba cu alții care îi găseam pe net, ba pe forumuri și așa mai departe. Deveniți o concurență care cine ce găsește mai bun, mai frumos, mai profitabil. Motiv pentru care într-o zi am zis, bă, hai să facem altceva.
hai că tot ne antrenăm unul pe altul, hai să cumpărăm tot împreună. Adică, tot ce găsești tu, tot ce găsesc eu, cumpărăm și punem împreună, în aceeași oară. Vedem ce este, dacă le vindem, dacă le păstrăm, dacă le schimbăm și așa mai departe. Și am tot ținut așa până prin 2017, când eu a trebuit să plec din țară. Bineînțeles, prietenia a continuat, continuă și ziua de astăzi, noi discutăm, ne documentăm, ne informăm, el mă întreabă pe mine, el întreabă și așa mai departe. Însă automat treaba cu ceasurile a trebuit să o oprim acolo. Ceasurile împreună mă refer. Că pentru mine a continuat, pentru el a continuat. Eu mi-am început colecția mea, am început să caut fix ce vreau pentru colecție. Așa și el, și-a păstrat câteva ceasuri, are și acum. Și experiența asta aș vrea sincer să o împărtășesc și cu voi. Aș vrea ca voi să-mi spuneți ce ați colecționat, ce vă place să colecționați. Discutăm aici și poate găsim o variantă de a îmbunătăți. Pentru că totdeauna este loc de mai bine. Pentru oricine, indiferent ce situație financiară are sau ce colecție are. Ok, doar dacă e dispus să facă chestia asta. Dacă nu mai vrea să umble, e strict alegerea lui. Toate că cam greu. În lumea asta nu poți. Deci, subscribe, like, și alături de noi, intră pe grup, afișăm acolo întrebări și răspunsuri, scrie ce crezi că e important, scrie ce te-ar interesa și le discutăm aici. Până data viitoare, aveți grijă, stai în casă că e pericol. Take care. Ciao.